Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o veste foarte proastă. Pe ce? Pentru care, dacă o calific așa, cred că o să-mi taie cineva cauciucurile. Deci punctul de amendă, mă refer la trafic rutier, da? Punctul de amendă va rămâne plafonat la valoarea de 145 de lei și de la 1 octombrie, deși salariul minim brut a crescut începând cu această dată și ar fi trebuit să ajungă la 330 de lei. Despre asta aș vrea să vorbim un pic. Aia e cu brutul corelat, nu cu netul. Da. Punctul de amendă este, din punct de vedere legal, așa e definit el, 10% din salariul minim brut pe țară, în România. Și, deși guvern... Asta, definiția a fost făcută, cred, prin 2016, sau ultima dată când a fost stabilită valoarea a fost în 2016 și de atunci așa a rămas, la 145 de lei. Deci, punctul de amendă se referă la salariul minim de 1450 de lei, când era el așa, cred că prin 2017-2016. Și deși salariul minim a tot crescut, de la 1 octombrie, cât e, Adi? De la 1 octombrie 3300 de lei, nu? Da. Da. E, el tot 145 de lei. Liviu Dragnea a fost primul care a blocat creșterea punctului de amendă ca să nu-și deranjeze alegătorii. Și exemplul lui a fost preluat de toți cei care i-au urmat. Și ce spune asta? De fapt, mă gândesc despre prioritățile celor care iau decizii în acest domeniu. Adică, de fapt, pe cine apără ei? Ce încearcă să descurajeze? Încearcă cumva să descurajeze contravențiile în trafic? Sau încearcă să nu-i deranjeze pe cei care merg ca besmetici, dar ar putea să voteze cu ei, se înțelege, nu? Că dacă îi protejezi pe aia care merg ca besmetici, înseamnă că ai ceva de câștigat de la ei, ce altceva decât voturi. Spuneți-mi dacă se poate traduce altfel această conservare a punctului de amendă la 145 de lei. Dar nu știu, mie mi se pare falsă teza asta, adică, sau cel puțin din perspectiva lor. În primul rând, eu nu cred că oamenii, dacă ar crește punctul de amendă, n-ar mai vota un anume partid. Uh-huh. În al doilea rând, pare că în momentul de față avem un singur partid, deci nu... Adică nu văd unde s-ar duce ăia supărați. Domne, nu-i mai votăm pe ăștia, că au mărit punctul, da. Aia supărați, unde se duc. Pe de altă parte, eu cred că noi ceilalți, sunt care am apreciat unele lucruri, suntem mai mulți de fiecare dată și am merge la vot. Se spune tot mai des că se duce tot foarte puțină lume la vot. Uh-huh. Sunt ăștia pe care noi supără. Nu? Așa pare. Da, dar noi ceilalți suntem mai mulți. Păi da, aparent interesul este să nu se ducă lumea la vot. Mai puțin oameni la vot, mai multe șanse de câștig. Mai multe șanse de câștig, foarte bine, cum a spus Luca. Da. Ce credeți, colegi? Ar trebui să crească punctul de amendă sau nu? Da, evident. Ia uite unde dar este. Nu că ar trebui să crească. La 330 de lei. Ar fi bun și ăsta de acum, dar să se dea amenzi. Să se deie, nu? Da. Cum ar fi? La noi se dau amenzi când moare câte cineva și se năspresc filtrele și așa mai departe. Există, dacă vorbim, și am primit și noi telefoane în sensul ăsta, că nu e prima dată când discutăm despre acest subiect. Sunt oameni care spun că un punct de amendă de atât de mare, adică de 330 de lei, este insuportabil în condițiile în care România totuși nu se câștigă încă la nivelul la care ar trebui să se câștige. Adică două puncte de amendă, amendă de două puncte se dă când nu porți centura. Da. Ar fi 660 de lei. În 48 de ore ar fi jumate. Deci ar fi 3. Ce e greșit în asta? Nu știu, sunt unii oameni care spun că e mult. Sau 6 puncte de amendă, 6 puncte de amendă, depășire cu 40 de kilometri a vitezei limită. Ar costa 1980. Adică dacă mergi cu sub 90, dar limita e 50, uh-huh, 40, mergi cu 90 pe drum de 50, te costă 1980 de lei. Dacă ar fi punctul de amendă 330. Da. Așa este mult mai mic, este 6 ori 145. Bun. Haideți să facem așa. Dacă vreți să știți pentru ce se dau 2 puncte de amendă, 4 puncte de amendă, 6 puncte de amendă, 3, avem o listă. Dacă ați uitat, sunteți la volan și ați uitat. Pentru ce se mai dau puncte de amendă? Sunați-ne și întrebați-ne. Și noi vă spunem 2, 3, 4, 5, 6, am toată lista aici. Și 2, care este părerea voastră? Da, sincer, onest. Ar trebui să crească odată, adică să se anuleze plafonarea asta la 145 de lei a punctului de amendă, să vină la zi, adică să fie într-adevăr așa cum a fost definit. Punctul de amendă pentru contravenții rutiere, 10% din salariul minim. Sau vi se pare că ar fi chiar prea mult și insuportabil pentru cât se câștigă în România?
0372069599 este numărul nostru de telefon. Dacă vă e mai simplu, puteți să ne dați mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, 0728-3132. Eu n-am mai luat o amendă de atât de mult timp că nu mai știu regulile, că uite, scriu ascultătorii că aia cu 48 de ore nu mai dă câțiva ani bune, acum ai 15 zile. Ai 15 zile. Adică au îmblânzit-o frumos. Da. Să nu te pună... Adevăr că era frustrant. Aveai 48 de ore, te mai era poșta închisă. Da, poate erai plecat din oraș, da. Se mai întâmpla. Și când ați luat ultima amendă și pentru ce? Eu pot să spun, am luat-o pentru viteză în pandemie, când era stare de urgență și nu era nimeni pe stradă. Unde grebeam? Unde mă grebeam? Mă, era drumul liber când am ieșit de aici. Mergeam cu mașina. Tentația mare. Da, mergeam cu mașina aia. A fost foarte funny, că mergeam cu mașina aia mică și nervoasă a Ionelei. Și când am ieșit pe Bulevardul Pipera, pe șoseaua Pipera, nu era nimeni. Adică era stare de urgență, practic nu circulau decât cei care trebuiau să vină la muncă. Și era pustiu de înainte, așa că i-am dat pedală. Dacă tot nu și era radar. Și în 200 de metri am ajuns, e limită de 50, și în 200 de metri cred că am ajuns la 90 sau ceva de genul ăsta. Și m-a tras pe dreapta polițistul, sigur, am oprit, mi-a făcut procesul verbal, m-a usturat amenda aia, că era mare de tot, am avut. Mi-a zis, zice, mai aveați câțiva kilometri și vă luam pe permisul. Și în timp ce completați, zice, dar să știți că vă înțeleg, că am și eu una la fel. Vezi, te-a avantajat că era blocat punctul de... Ăsta, cum se cheamă? Băi, mi-am meritat-o, adică n-am avut, n-am zis nimic. Puteai să plătești mai mult? Da, m-am bucurat că n-am rămas fără permis, adică n-am protestat. Ce și nici am plătit. 0372069599, vă așteptăm. Ce anturaj am aici. Foarte multe mesaje, da, și telefoane. Foarte multe telefoane. Salariul minim brut de 1450 de lei lunar era la data de 1 februarie 2017, atunci a fost stabilit așa. Iar de astăzi este 3300 de lei brut. De ieri. Nu, de, pardon, de la 1 octombrie, da, nu știu. Și m-am gândit că luni, nu, 1 octombrie nu poate fi decât luni. Decât adică, luni, exact. Luna nu poate să înceapă. Hai să începem cu vreo câteva, cu câteva mesaje. Bună dimineața, fantasticilor. Da, punctul de amendă ar trebui să crească, să fie 10% din salariu, din ceea ce câștigă. Pentru că una este să dai 10% din 3.000 de lei și una să dai 10% din 300.000. Acesta este cel mai corect principiu, după părerea mea. Ai foarte mare dreptate, așa ar trebui să fie. Problema în România este că foarte mulți nu-și declară veniturile, evaziunea fiscală este uriașă și statul nu face realmente niciun efort serios de a reduce fenomenul ăsta. Una dintre căi ar fi, adică începutul ar fi prin digitalizarea ANAF, prin digitalizarea serviciilor de control. Dar azi, poate vă amintiți ce spunea Cheleme Hunor după ce a ieșit de la guvernare. Dom'le, digitalizarea ANAF n-am putut să o facem, n-a mers, pentru că ar fi însemnat să dăm afară sute de oameni în fiecare județ. Corect. Din filialele fiscului, așa că am lăsat-o așa. Auzi, dar nu merge și deci cu 10 pierdem, la... pierdem, se pierde de două ori. Odată că ți-ai angajat niște oameni de care n-ai nevoie de fapt dacă digitalizezi, și doi, că nu încasezi banii pe care i-ai putea încasa dacă ai digitaliza. Cu 10% din factura de la Nuba nu merge? Bun asta! Salut, băieți! Bineînțeles că sunt de acord cu ridicarea punctului de amendă. Chiar dacă e foarte mult, poate așa ne civilizăm și noi. Ultima amendă mea a fost în martie, 96 în localitate, la limită, am meritat-o pe deplin, n-am zis nimic. Asta e, iar ca să fie foarte clar, cât ies din afara țării, clar conduc regulamentar. De ce? Că acum 2 ani am luat vreo 5 amenzi și m-am liniștit. Deci în afară știu să fiu civilizat, în țară încă mai am de învățat. Băi, ce onest... felicitări pentru onestitate, da. Bravo! În aibii ăștia în străinătate au camere, bă, nu poți să scap de ei sub nicio formă. Și dacă din Germania, astea vin și acasă în chiar România. Chiar aplică legea. Da, nenorociți. Salut, băieți, Ionuț din Giurgiu sunt. Nu cred că valoarea punctului de amendă ar trebui să crească, ci ar trebui să crească numărul punctelor de amendă în funcție de gravitatea faptei. Și ultima oară când am dat o amendă a fost când mi s-a ridicat permisul că am trecut pe roșu la un semafor care nu funcționa. Cum de bună a fost asta? Nu înțeleg. Alexandru, bună dimineața. Bună, salut. Bună dimineața, băieți. Nu de sunt rog. De acord cu treaba aceasta. Adică să crească? De la o temă, da, de la o temă din emisiunea voastră anterioară. Da. Când spuneați că există în România vreo 62 de instituții de control care dau amendă pentru orice. Da. Nu cred că amenzile mari vor reduce accidentele. Și legea care este acum, dacă se aplică corect,
este suficient. Dar atâta timp cât este prins unul de 11 ori fără permis și lăsat să plece, sau este prins unul drogat și lăsat să plece, și dai amenzile mici, mari, celor amărâți, nu se rezolvă nimic. Cred că polițiștii care l-au lăsat pe acel om să plece drogat fiind, ar trebui să răspundă pentru complicitate. Și la fel cred că nu amenzile mari care aduc banii, la fel și judecătorii care dau cu suspendare. Acum am văzut că există o adevărat aplomb așa al poliției pe amărâți. Dau amenzi la un stingător expirat, fără veste sau chestii din astea. Nu asta se rezolvă. La fel cum cred că trebuie să faci prevenire și să circul civilizat, pentru că așa trebuie. Mm-hmm. Nu pentru că stă cineva cu parul și stă o amendă. Mulțumesc, amenzile astea mari... Am înțeles. Mulțumesc. E corect dintr-un anumit punct de vedere ce spui, și anume că dacă organul ăla care îți dă amendă nu are credibilitatea necesară, atunci nici amenda nu-i se pare justificată. Adică dacă ești cu unii mumă și cu alții ciumă, dacă nu te porți la fel cu toți, dacă pe unii lași scăpați, atunci ce ai cu mine? Și cred că aici e într-adevăr de gândit și de schimbat atitudinea poliției, judecătorilor și așa mai departe. Vali, binevenit! Bună, Vali! Bună dimineața, domnule! Salut! Eu aș avea o abordare un pic mai pragmatică. Deci să mărești punctele luate pentru o contravenție sau să mărești amenda, mai bine ai lăsa o mică și ai lua-o de la toată lumea. E mult mai eficient, în sensul că... Adică să se aplice legea, că nu poți să iei de la toată lumea dacă nu greșește, dar să se aplice la toți. O după neasa, știți coborârea aceea? Toată lumea o ia pe linia de tramvai, prin refugiul de tramvai, atenție, unde evident... Am văzut, știu, există, da. Există camere, nu luați vedere acolo, fix la intrarea pe refugiu. Închipuiți-vă că există un polițist care pur și simplu ia imaginile, trimite amenda acasă și atunci nu se mai face diferența între om bogat și om sărat. Nu știe care pe camera aia. Dar de vreo că dacă ești amendat într-una pentru contravențiile pe care le faci, oricât de mic ar fi, până la urmă, te mai potolești, că tot îți ia timp, trei, tot timpul să plătești amenzi. Și aia că iar mă prind ăștia, iar trebuie să mai dau 300 de lei, iar... Deschizi un cont și ți-e de acolo. Gabriel, bună dimineața! Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața! Bună. Salut! La fel cum zicea un antevorbitor înaintea mea, cred că punctul de amendă ar trebui să se mărească în funcție de salariul pe care îl iei. Da? Da, și dar ce faci cu ea care nu-și declară veniturile? Da. Vezi? E o problemă și acolo. Cred că ar trebui umblat și pe acolo cei care sunt plătiți la gri, cum se spune, și așa. Și în altă ordine de idei, trebuie făcut ceva cu colectarea, domne, pentru că cunosc zeci de persoane care au zeci de mii de lei la primărie amenzi și nu se întâmplă nimic. Degeaba îmi dai tu mie 50 de milioane amendă, o primesc cu zâmbetul pe buze, mai dăm bă 50, că oricum nu o plătesc. N-am nimic pe numele meu, n-am nu știu ce, dar în schimb am mașină de 50 de mii, de 40 de mii de euro și tot așa. Și aștept să se prescrie. Asta ar fi... Da. Da. Asta ar fi cea mai mare problemă. Bine, nu pot, nu știu, n-am nimic pe numele meu. Ok, fă-mi ceva, du-mă la muncă, adică fă-mă de râs, du-mă pe șanțuri, să sunt gunoaie pe șanțuri, peste tot, boșchezi, buruieni. Există pedeapsa cu muncă în folosul comunității dacă nu plătești amenziile contravenționale, dar cineva trebuie să urmărească în justiție asta. Adică dacă ești lăsat în pace... Nimic. Da. Nu se face nimic și atunci primește amenda cu zâmbetul pe buze. Păi sunt atâtea surse de venit totuși pentru statul român pe care le ignoră, mi se pare îngrozitor. Da, e mai simplu să mărești impozitele ăștia mici și mijlocii. Pentru ea care plătesc. Exact. Deci, băi, ce fac, mă, plătești, aia, mă, că ia avem pe ăștia plătesc, mă, sărăt. Ia să le mai ei plătesc oricum. Da. Bună dimineața. Cred că cei care spun că amenziile sunt insuportabil de scumpe, sunt greu de plătit, sunt exact aceia care își propun să cheltuie banii pe amenzi. Cu alte cuvinte, sunt exact aceia care își propun să-și încalce legea. Nu. De neînțeles. Nu cred. Nu cred. Ești rău. E o generalizare. Nu toată lumea. Adică pentru cineva care chiar are salariu minim de 3300 de euro brut. Asta înseamnă... 3300 de euro? 3300 de lei brut. Ce bine era. 3300 de lei brut. Asta înseamnă cât? Probabil că vreo 2200 de lei net, cam pe acolo. Ar fi bani în mână, după impozitare, și are o mașină veche oarecare și se întâmplă să treacă fără să-și dea seama pe roșu. Deci pentru asta cred că se ia carnetul. Să vorbească la telefon, că l-a sunat maică-sa și ia două puncte de amende. Pentru el 600 de lei ar fi o sumă mare, totuși. Cristi, bună dimineața!
Bună dimineața, băieți. Eu totuși țin să cred că ușor, ușor o parte din noi am renunțat să mai... sau nu am renunțat, că nu pot să spui. Am fi mai atenți să nu greșim în trafic pentru dacă este amenda mai mare. Eu zic că contează pentru oricine plusul ăsta de bani, ca să-l dai pur și simplu dintr-o greșeală. De altă parte, sunt de acord cu creșterea asta undeva, că și nu cred că, cu ce spunea un antivorbitor, că, domne, că nu stai liniștit, că nu se face cu parul. Ba, eu cred că peste tot în lumea asta civilizată, prima dată s-a făcut cu parul, așa, civilizată, și pe urmă oamenii au început să creadă, să fie mai respectoși sau nu știu ce altceva. Mulțumesc. Eu sunt de acord, adică cred că punctul de amendă trebuie actualizat, dacă așa e legea și așa l-am stabilit, ok, hai să nu mai tergiversăm problema asta din motive electoraliste, dar cred că la fel de important, legea trebuie să fie aplicată. Așa cum ați spus mulți dintre voi și pe bună dreptate, există niște sancțiuni în codul rutier, sunt amenziile cât sunt definite contravențiile pentru care se dau anumite puncte de amendă, dar ele trebuie aplicate și trebuie aplicate pentru toată lumea egal. Și ăsta este un factor de descurajare. Evident că o amendă mare este un factor de descurajare mai puternic decât una mică. Dar dacă nu le aplici, atunci nu mai descurajezi deloc. Sunt de părere că amenda ar trebui să fie 10% din salariul șoferului. Da, amenda este o măsură punitivă și ar trebui să pedepsească în mod egal, să se simtă la fel pentru toți, nu să pedepsească sărăcia, că e vorba de amenzi de circulație și atunci toți șoferii ar trebui să simtă gravitatea faptei în mod egal. Ia uzi, Luca, tu ai avea numai amenzi mici. Și elora care fac invaziune, le ia lănțișorul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.